Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre romanul Fără limite, semnat de Laura Stanciu, roman publicat în anul 2020 la editura Petale Scrise. În urma unui accident, Luiza se trezește cu niște puteri bizare. În somn, poate călători în alte vremuri și în alte timpuri și să interacționeze cu oamenii din trecut. Deși nu călătorește de mai multe ori în același timp sau în același loc, Luiza este trimisă de către soartă într-un loc nou, și anume în biroul lui Eugen Alimănescu. Alimănescu este supranumit și justițiarul de fier pentru că, alături de brigada numărul 4 a poliției, supranumită și Fulger, Alimănescu luptă împotriva criminalilor din București. Acțiunea are loc imediat după cel de-al doilea război mondial, când criminalitatea este în floare, corupția și frauda sunt la ele acasă, iar Alimănescu, în calitate de comisar, trebuie să rezolve tot felul de cazuri. Atunci când ancheta stagnează, Luiza apare în viața lui Alimănescu și îi oferă tot felul de indicii. Alimănescu este un comisar care vrea să se asigure că legea este respectată de absolut toată lumea și vrea să ofere cetățenilor din București siguranță în ceea ce privește viața de zi cu zi. Ajutat de Luiza, în cele mai neașteptate momente, Alimănescu reușește să ducă la capăt anchete destul de dificile. Fără limite de Laura Stanciu este un roman antrenant, un roman scris foarte bine, care te captivează întru totul. Situațiile care apar sunt foarte periculoase, dar credibile și mi-a plăcut foarte mult să urmăresc modul în care personajele reușesc să treacă peste tot felul de obstacole. Fiecare capitol urmărește câte un caz complicat, cum ar fi o serie de jafuri, o serie de crime care nu par să fie legate una de cealaltă, sau tot felul de situații precum o răfuială între două clanuri de interlopi. În mijlocul acestor evenimente, Alimănescu, alături de brigada sa și uneori ajutat de Luiza, rezolvă tot felul de mistere foarte bine construite. Mi-a plăcut romanul pentru că este scris într-un fel în care acțiunea curge de la sine, personajele sunt foarte bine amplasate în spațiul temporal din care fac parte, iar limbajul pe care îl au personajele este unul foarte variat. Autoarea reușește să caracterizeze personajele, atât pe cele principale cât și pe cele secundare, prin intermediul modului în care acestea vorbesc. Dialogurile sunt la fiecare pas și îți dai foarte ușor seama ce fel de personaj ai în fața ta, dacă este vorba despre un politician, un academician sau un interlop. Relația între Luiza și Alimănescu se construiește treptat, se construiește natural, și chiar dacă există foarte multe salturi în timp, în roman, acest lucru nu a conferit un aspect fragmentat felului în care se construiește relația între cele două personaje. Mi-a plăcut foarte mult povestea și vă recomand să citiți această carte dacă vă plac autorii români contemporani, dacă vreți să citiți despre un comisar de poliție foarte curajos și corect și dacă sunteți interesați de modul în care funcționa lumea interlopă din România de după cel de-al doilea război mondial. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!